Potrivit declarațiilor făcute de Nicu Covaci, examenul pentru admiterea în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a fost susținut în luna decembrie. La scurt timp, printr-o scrisoare a fost anunțat că nu a fost admis. A primit nota 7,60, iar admiși sunt doar cei care obțin cel puțin 8. Eu, ca autor, ca și compozitor, primesc doar o părticică din... Pentru că nu sunt recunoscut de compozitor. Dacă aș fi recunoscut de compozitor, aș primi cu totul alte drepturi. Înțelegi? Dar nu m-a interesat asta. Eu nu sunt acum după bani. Iar când mi-au spus ăștia că trebuie să dau examen, am râs. Ani de zile am renunțat. Dar Mircea Florean și Cărmăzan, care vor să mă ajute să primesc o fel de, nu pensie, o atenție de merit, mi-au spus că trebuie să faci parte dintr-o asociație, pentru colectiv artistic, altfel nu se poate. M-am dus, hai să dau examen, în glumă. Și am dat examenul așa cum l-au cerut ei, am scris o compoziție în fața lor pe note și s-au grăbit ei, comisia se întâlnește o dată pe an. S-au grăbit și mi-au trimis o scrisoare acum un rezultat, acum câteva zile, cum că am căzut la examen. Într-o postare pe Facebook, ministrul culturii Lucian Romașcanu s-a declarat surprins de rezultat. Examenul de câteva zeci de minute s-a presupus a înlocui 60 de ani de examene trecute cu imens succes în fața publicului. Cred că undeva ceva e profund greșit cu acest UCMR. Reprezentanții Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România au venit cu precizări. În cazul tuturor candidaților care nu au absolvit o instituție de învățământ superior muzical, dobândirea calității de membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România este supusă condiției statutare, constând în promovarea unui examen de admitere, iar în cazul lui Nicolae Covaci, examenul a fost organizat și notat ca atare în cadrul biroului de muzică Jazz Pop. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România nu gestionează drepturi patrimoniale de autor. Imaginează-ți că am peste 100 de compoziții, de care multe au fost șlagăre, le cântă lumea. Și eu cad la examen. Dacă mai pot să râd. Pentru mine, cum să spun, până să mă jignească, mai durează. Dar dacă nu-și cer scuze că au greșit, atunci s-ar putea să mă supăr. Dacă mă supăr, să vă schimba niște lucruri. Vă gândiți la o acțiune în instanță? Am eu mai multe acțiuni care pot să le fac. În vârsta de 75 de ani, Nicu Covaci este fondatorul și liderul formației Phoenix. Trupa a fost înființată în 1962 la Timișoara și a fost un fenomen unic în istoria muzicii românești. Anul trecut, formația a sărbătorit 60 de ani de existență printr-un turneu care i-a reunit pe toți membrii legendari ai formației. Recent a intrat în cinematografe și filmul documentar Phoenix Har Jar, proiect realizat de TVR prin Casa de Producție a Televiziunii Române în regia lui Cornel Mihalache.